Peste 1000 de membri și simpatizanți USL din Argeș au plecat în această după-amiază la mitingul de la București. Este vorba de un miting USL la care participă județele din regiunea Muntenia. Acest miting a fost precedat de un alt miting al USL Argeș, ce a fost organizat la Pitești și la care au participat peste 6000 de persoane. Vrem prin acest miting să demonstrăm că foarte multă populație dorește o schimbare. Și cel care trebuie să înțeleagă lucrul ăsta e cel care astăzi trebuie să primească un răspuns, da, vrem să-l demitem. Mesajul nostru pentru care mergem acolo este să vină toată lumea la vot, îi invităm să treacă peste această, să spunem, căldură și momentul care astăzi îl trăim toți de nemulțumire, să poate trece mergând la vot și votând, fiecare să voteze cum dorește, dar să meargă la vot. Pentru că este anormală decizia aceasta de a depinde de cei care nu merg la vot. Eu cred că toate lucrurile depindă de cei care merg la vot. Și atunci, cât mai multă lume trebuie să meargă la vot. În primul rând, cred că românii sunt conștienți de importanța referendumului de duminică. Îi chemăm pe toți românii să fie alături de noi, să voteze pentru demiterea președintelui suspendat. Semnalul pe care îl dăm din Argeș este un semnal pozitiv, un semnal de unitate și un semnal de liniște pentru țară. Avem nevoie de liniște și de continuitate. Cred că prin schimbarea pe care o să o facem duminică, în sfârșit în România se va întruna democrația. Pentru a convinge lumea să iasă la referendum, pentru că Băsescu consideră că România e a lui. A trăit în vremea lui Ceaușescu, încearcă să interzică presa, o să ajungem dacă Băsescu va mai rămâne încă 2 ani de zile la Cotroceni, să avem rație la televiziune, o jumătate de oră de scene și o oră jumătate ieșind Băsescu pe post spunând că România merge foarte bine, am ieșit din criză, noi nu avem unde munci, am terminat o facultate, nu avem servicii, nu avem locuri de muncă, dacă nu ieșim la referendum, tineretul o să plece din țară exact așa cum și-a dorit Băsescu, iar bătrânii și vârstnicii vor muri. De asta mergem la București, în speranța că România va avea un cuvânt de spus și duminică pe 29 va ieși la referendum și vor vota așa cum trebuie, un da hotărât. Să ne dea posibilitatea să avem un serviciu, să ne creștem copiii, nu cum ne-a acuzat că facem copii să ne crească statul. A încălcat Constituția, a ignorat Parlamentul, toate și el n-a fost niciodată de vină. Totdeauna au fost alții care erau vinovați, mai puțin el. Să-l dăm jos pe Băsescu. Nu ne ajunge? Și cred că îi ajunge și lui atâtea case, atâtea averi. Mie că îi face omului rău, ne ducem să-l dăm jos de acolo, să-i vie bine. Poate mai facem și noi un loc de muncă, ne rezolvă și noi USL-ul ăsta un loc de muncă pentru copii, pentru oamenii care sunt mai în vârstă.